Făcut și cineva o postare în legătură cu faptul că uh, Cartoon network a uh, schimbat logo-ul cu unul LGBT, că e Pride, că căcat, că nu știu ce, la care omul a zicea că vezi doamne, noi ăștia din comunitate am prins tupeu și că am încercat noi cumva să manipulăm toată lumea să devină gay. Cum că cați să-ți permis să zici așa ceva? Men? Bă, voi sunteți cretini, frate! Ați ajuns în halul în care să credeți că persoanele din comunitate încearcă cumva să influențeze alte persoane să devină gay sau lesbi? Men, voi sunteți cretini la cap? Voi n-ați înțeles, men, în atâta timp că oamenii ăștia, oamenii ca mine, care își asumă ceea ce îți sunt căcat, sunt așa pentru că așa se nasc. Nu pentru că devin, nu devii, așa te naști. Ce căcat de câștig aș avea eu să-ți influențezi copilul meu să fie din comunitate? Bă, voi sunteți retardați! Mă dragă, toate problemele din țara asta au dispărut, deci toate adevăratele probleme din țara asta au dispărut. Și acum apare chestia asta, nu mai ști, nu mai știți de ce să vă legați jeguri infecte mm -hmm. ce sunteți mm -hmm. și acum v-ați găsit LGBT. Cum căcatme să să să, să trecă prin capul ăla bolnav, vreodată, să găsești chestia asta cu uh, nu, noi uh, toată deci vorbim de toată comunitatea LGBT, vrem să influențăm copiii să fie gay. Bă, voi sunteți stâmpiți la cap, men, cum că ca să afirme așa ceva, bă, dar voi chiar nu gândiți, men, înainte să vorbiți ceva. Voi chiar o luați razna definitiv? Vedeți-vă dracului de treaba voastră, men, și vedeți-vă de masa voastră și de familiile voastre și lăsați ne căcat odată, frate, cu LGBT-ul vostru și cu mișcările astea de tot felul. Vedeți-mi căcat, men, adevăratele probleme ale, aceste, ale, ale acestei țări, men, nu LGBT, că asta nu este o problemă, men. Nu este o problemă atât de... Uh, uh. Vă permiteți mai să veniți cu niște acuze de extraordinar de grave la adresa unor persoane care chiar n-au nici măcar, nici măcar 1% gânduri de de, 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 nu știu, de, atât de nenorocite cum le credeți voi, man pe lângă faptul că suntem atât de prost văzuți, men, și comunitatea asta în general, mai ales în societatea asta de căcat, men, și în țara asta de căcate, în țara asta beșită, efectiv, de oameni atât de proști, men, atât de proști, voi vă permiteți, men, să veniți voi să strigați în gura mare că noi vrem să influențăm copiii, men, bă, dar voi sunteți cretini la cap, Păi promovați-o încăcat pe Vulpița și pe Viorel și așa mai departe, că asta vă place o să vedeți. Viorița, uh, Viorița, asta, Vulpița mea și Viorel, asta vă place. Circul vă place vouă. Și acum, după ce că ați uitat de toate problemele existențiale ale acestei țări, v-ați găsit uh, să vă ocupați de LGBT. Stați dracu' jos că aveți patru, sunteți toți niște tâmpiți și niște ipocriți infecti. oamenii nu mai au încredere în ei de asta comunitatea asta e, văzut atât, e văzută atât de prost, pentru că pur și simplu există rable de, 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 de oameni care vin și ne scocesc tot felul de idei din astea preconcepute ca să... Bă, pe nu mă interesează cine ce cum mă vede, mi se rupe, mi se rupe, este viața mea, fac ce vreau, fac ce simt, nu-mi pasă. Eu am spart de mult bariera asta de societăți și de oameni și de gura lumii. M că nu mă interesează, men. Dar e vorba de alte persoane care au de suferit. E vorba de persoane care nu mai au încredere în ele. E vorba de persoane care nu se mai simt în siguranță și așa mai departe. Pentru că niște rable de oameni își permit să vină și să născocească căcaturi din astea. Pentru că nu au o viață. Cum e viața cu frustrările astea, oare? Bă, nu v-am întrebat. E greu, nu? E greu să le duceți în spate. E foarte greu. Luați-vă râtul borât de pe comunitatea asta, men, pentru că nu are niciun fel de sens ca și cu panourile din București cu uh, doamna aia care scria că vezi doamne, scria pe panou că ea e bisexuală și așa mai departe. Uh, au, au fost răși un val din ăsta foarte isteric, foarte... Uh, Dar deci, eu stau să mă întreb de ce nu apar panouri și cu persoane care, nu știu, cu femei bătute, cu copii dați afară din casă, cu familii care n-au ce pune pe masă cu familii care n-au vece, un casă, cu tot felul de probleme actuale care chiar există și care chiar se întâmplă. De ce LGBT e atât de important pentru voi? În rasa mamii voastre de hipocriți ce sunteți? De ce? Pentru că nu aveți alte subiecte de care să vă legați și voi aveți senzația că noi suntem exact uh, super super slabi și suntem de... nu, nu suntem. Nu suntem nicicum. Luați-vă borcanele astea beșite me, de pe, de pe LGBT și vedeți-vă de treburile voastre care chiar contează în țara asta, men. Că despre asta vorbim, despre adevăratele probleme, nu LGBT. LGBT nu e adevărată problemă. Înțeles de foarte mult timp că nu ai cum să împaci toate persoanele și că nu ai cum să faci să fie ok pentru toată lumea. Dar bă, tot ce vreau să spun este că nu trebuie să se mai facă atâta caz pentru ce? Pentru ce? Să se facă caz și pentru alte lucruri mult mai importante din țara asta, men, care chiar ar trebui să fie văzute. Nu să veniți cu dinastea că Cartoon Network încerca să influențeze copiii să fie homosexuali. Bă, boscheți ordinar ce sunteți. Vedeți-vă de treaba voastră. Că aici nimeni nu manipulează pe nimeni. Aici nu suntem în politică, nu suntem în camera deputaților, nu suntem niciunde. Vedeți-vă, dracu, de treburile voastre și lăsați oamenii să fie și să facă ce vor ei. Pentru că nu sunteți în măsură și nu aveți niciun drept să spuneți ce și cum. Pentru că ce să vestem într-o țară liberă? Vă dați seama că voi aveți niște gândiri de ev mediu? Păi suntem în secolul 21, în 2020 și voi încă nu ați depășit problema asta cu comunitățile și cu așa mai departe. Păi de ce rasa mami mătii nu te ieși și de persoanele care se iau de țigan, de exemplu? De ce țipați în gura mare despre discriminarea și, vezi, doamne, egalitatea asta când voi, efectiv, voi și rasismul, când voi vă luați de țigan, men, vă luați de unguri vă luați de arabi, vă luați de toată lumea. Bă, voi sunteți cretini, men. Sunteți niște tomberoane mergătoare, ipocrite, care n-au ce să facă cu viețile lor, să sunteți foarte triști. Iar eu sunt aici, ce să vezi? ca un fel de voce a celor care n-au curaj să se exprime cum o fac eu. Dar ce să vezi, o să aibă la un moment dat curaj să fac asta. Pentru că mie, spre de voi și de restul, mie mi se rupe de ce zic oamenii. În principiu. Mai am de un lucru. În momentul în care tu o să ai o viață perfectă, toți o să aveți niște vieți perfecte, atunci să vă permiteți să arătați pe stradă oamenii cu degetul și să veniți să scuipați și așa mai departe. Până atunci, stați dracului jos, pentru că sunteți niște nemi mernici, sunteți niște ipocriți și sunteți niște oameni care efectiv n-au pic de educație, care n-au absolut nimic în fost și la urme urmei, la bază sunteți niște zero barate, care nu sunteți în măsură să veniți să faceți observații de genul ăsta. Nici mie, nici nimănui în general. Atât timp cât eu nu-mi permit să fac chestia asta, nici voi, nici nimeni să nu-și permită, pentru că nu e loc. Simplu, nu? Absolut simplu. Eu sunt genul ăla de om care o să vrea să dea startul multor chestii aici și va face asta pentru că asta vreau să fac. Și pentru că nu mă va opri nimeni. Pentru că n-ai cum să mă oprești. ca așa vreau eu. N-ai cum. Ok? Hai, v-am pupat. Aveți grijă de voi și la ce în jurul vostru.